Târgului Moș Nicolae vine la Câmpina. Pe 3 și 4 decembrie, sărbătorile de iarnă își vor face deja simțită prezența în centrul municipiului, unde vom găsi cele mai frumoase cadouri pentru cei dragi. Jucării, haine, globuri și bijuterii, toate acestea vă vor atrage atenția. Dumnezeu este clar care o să fac globuri chiar pe loc, o să ne demonstreze cum se pictează manual globurile, icoane pe sticlă pentru un obiect de suflet, ca și cadou de Crăciun. Vor fi și bundițe de la meșteri populari din Bistrița, din Brașov și chiar de la Breaza. Vom avea și la ceas mâncare, dulciuri în special pentru copii. Cei mici vor fi pentru două zile și artiști la Casa Tineretului. Paralel cu târgul de pe centru, vom avea ateliere de creație la Casa Tineretului, unde copiii de la școli, licee și de la cluburile, Clubul Copiilor și Clubul Irmei, vor crea obiecte de Crăciun, decorațiuni pentru pom și își vor vinde creațiile. La târgul de iarnă nu vor lipsi bunătățile. Cei care ajung în centrul Câmpinei se pot bucura de brânzeturi, cârnați, carne la grătar, dar și multe dulciuri, cozonaci, turtă dulce, ciocolată de casă și prăjituri delicioase. Nu sunt uitați cei care țin post. La târg vor găsi zacuscă, prăjituri de post, măsline și dulcețuri alese. Rezervați-vă zilele de 3 și 4 decembrie pentru târgul lui Moș Nicolae.